Începând de luni 15 iulie, timp de o lună, în portul Giurgiu, APDF derulează o acțiune pilot în cadrul unui nou proiect ce are ca scop principal reducerea poluării Dunării, proiect urmărind schițarea unei convenții internaționale pentru managementul deșeurilor generate de transportul naval pe Dunăre. Despre acest nou proiect derulat sub genericul Covanda a dat detalii managerul de proiect Dănuț Ofițeru. Astăzi la Giurgiu are loc un eveniment foarte important în cadrul proiectului Covanda, un proiect care își propune să realizeze la finalul lui o schiță pentru Convenția Internațională privind managementul deșeurilor provenite din navigația interioară. Spun că este deosebit de important și are o importanță nu numai locală, are o importanță națională și europeană, deoarece pe baza rezultatelor care le va avea acțiunea pilot în care APDF-ul este reprezentantul României în această acțiune pilot, pe baza rezultatelor vor fi trase concluziile care vor genera schița acestei convenții internaționale. Proiectul Covanda este o continuare a proiectului Vanda, cu care dumneavoastră sunteți deja familiarizați. Este o muncă ce a început în anul 2007, când două țări riverane Dunării, Austria și România, au decis să-și unească eforturile și să coopteze în acest efort și celelalte state riverane Dunării pentru a rezolva o problemă încă insuficient de reglementată, și anume managementul deșeurilor provenite din navigația pe căile interioare. Ne bucurăm ca noi, administrația porturilor Dunării Fluviale, să fi fost din partea României principalul inițiator al acestei acțiuni. Dacă în cadrul proiectului Vanda au fost schițate conceptele privind managementul deșeurilor și conceptul privind un lucru deosebit de important, mecanismul de finanțare a serviciilor de colectare și tratare a deșeurilor, iată că acum continuarea prin proiectul Covanda, unde sunt reprezentați în proiect 10 state riverane Dunării, dintre care 6 membre ale Uniunii Europene și 4 țări care nu sunt în Uniunea Europeană, respectiv Serbia, Moldova, Ucraina și Croația, care între timp a devenit membră UE. Ce își propune acest proiect? În primul rând, vor fi identificate cele mai eficiente soluții de colectare a deșeurilor provenite de la nave. Va fi analizată infrastructura în domeniul protecției mediului din toate țările riverane Dunării. Se va încerca ca în textul convenției să se precizeze principalele reguli și proceduri care trebuie să fie urmate în promovarea investițiilor de mediu în porturile din țările riverane Dunării. În al doilea rând, ceea ce își propune acest proiect este acela de a realiza o consultare a tuturor actorilor care participă la activitatea de navigație, respectiv armatori, operatori, administrații portuare, precum și instituțiile care reglementează activitatea armatorilor și operatorilor portuari. Un al treilea pas pe care îl vom face și care nu este deloc de neluat în seamă, este ca prin activitățile derulate în cadrul proiectului să încercăm să derulăm o serie de acțiuni cu caracter educațional, atât pentru cei care utilizează fluviul Dunărea ca și cale de transport, respectiv armatorii, cât și în rândul populației, să spunem, riverane Dunării, încercând ca prin aceste acțiuni să determinăm ca să existe o mai mare responsabilitate din partea tuturor, pentru că până la urmă fluviul este un bun al tuturor, nu este numai o cale de navigație, ci și principala sursă de apă potabilă sau alte surse pentru
activitatea, să spunem, zona agricolă. În final, și care este partea cea mai grea din punctul nostru de vedere, este să stabilim, împreună cu toți ceilalți parteneri ai noștri, un mecanism de finanțare a serviciilor de colectare și tratare a deșeurilor. Deoarece, în momentul de față, mecanismele sunt diferite, difere de la o țară la alta. Sunt țări care, unde cei care asigură aceste servicii primesc ajutoare și subvenții de la state, iar în cazul cum este România, de altfel, și Bulgaria, aceste servicii pe care le realizăm sunt considerate servicii comerciale. Ceea ce, din punctul nostru de vedere, face ca, prin tarifele care uneori ar putea să depășească o anumită limită de suportabilitate a armatorilor, această politică să genereze nu o activități care să prevină poluarea, dimpotrivă, care să o stimuleze. Deoarece, atâta vreme cât se vei impune niște servicii scumpe, nu este normal, armatorii vor încerca o parte din aceste deșeuri să le deverseze în Dunăre. Se întâmplă frecvent și tocmai de aceea acest mecanism de finanțare a acestor servicii urmează să fie pus pe o bază unitară, echilibrată, valabilă în fiecare țară riverană Dunării. Acțiunea pilot, care va începe de luni și care va dura o lună de zile până pe 15 august, va testa două sisteme de informatice în cadrul acțiunii pilot. Primul sistem este testarea unei viniete, care în momentul de față va fi o vinietă virtuală. Deci toți armatorii care participă la această acțiune, timp de o lună, își vor preda gratuit deșeurile la punctele de colectare din cadrul administrației, respectiv Drobeta, Turnul Severin și Giurgiu. Singurul efort pe care trebuie să-l facă este să se înscrie în cadrul acestei acțiuni pe un site dedicat lor, unde vor trebui să-și introducă niște date minimale care să permită accesarea lor de către serviciile, de către centrele de colectare unde urmează să predea deșeurile. Prin urmare, pe baza informațiilor care vor fi oferite de acest sistem de vinietă, este o vinietă virtuală, nu presupune, repet, nu presupune niciun fel de plată din partea armatorilor. Pe baza informațiilor pe care le vom colecta, respectiv numărul de nave, capacitatea lor de transport, numărul de voiaje, vom încerca să determinăm modelul de finanțare al viitoarelor servicii. Pe de altă parte, pentru a ușura accesul la serviciile de colectare, se testează al doilea sistem informatic, care presupune legătura directă a navei cu centrul de colectare. În acest sens, există iarăși o pagină de site, un website, unde cei care vor să acceseze aceste servicii au posibilitatea fie să acceseze pagina, fie, în situația în care nu au mijloacele necesare la bordul navelor, să fie introduși în cadrul acestei acțiuni de către operatorii administrației portului Dunării Fluviale. În baza acestei aplicații pe care noi o realizăm, vom obține informațiile de la armatori în ceea ce privește modul în care poate fi mai accesat mai ușor serviciile pe care le oferă centre de colectare, respectiv administrația portului Dunării Fluviale. Cam asta este în mare prezentarea acțiunii pilot din cadrul COVAN.
La conferința de lansare a noului proiect au fost invitați și reprezentanții autorităților locale, însă doar puțini au răspuns aceste invitații. Printre cei prezenți vineri în sala de ședințe a administrației porturilor Dunării Fluviale, onorând această invitație, s-a numărat și deputatul Florian Nicolae. Vă felicit pentru inițiativele de dezvoltare a regiunii Dunăre, inclusiv cu acest proiect pilot pentru, să zicem, prevenirea poluării. Eu cred că și inițiativele Uniunii Europene pentru dezvoltarea regiunii Dunării vor fi aplicabile începând cu anul 2014. Sigur că și proiect înseamnă inclusiv și protecția mediului și grija față de mediul înconjurător. Asta ne cere și Uniunea Europeană. Acest interes pentru regiunea Dunării este inițiat, să zicem așa, de către Austria și România, împreună cu toate celelalte state membre. Coinițiatoare este și România. Astfel că România, în cadrul proiectelor pentru dezvoltarea regiunii Dunării, intră în proiecte cu toate județele țării. Și este un interes deosebit al Brașovului, al Iașului, al Botoșanului pentru intrarea în aceste proiecte pentru regiunea Dunării. Eu am spus la un moment dat că energia noastră pe care noi trebuie să o valorificăm la Giurgiu este Dunăre, care este până acum potențial insuficient exploatat. Dar datorită faptului că există acest interes pentru atragerea fondurilor europene pentru toate județele din România, cred că pentru noi Giurgiu ar trebui să reprezinte o mobilizare și să putem să fim destul de activi pentru atragerea fondurilor, pentru atragerea proiectelor, inclusiv proiecte pentru protecția mediului. La Giurgiu, după cum foarte bine dumneavoastră cunoașteți, a fost înființat biroul de informare și reprezentare al susținătorilor proiectului SUIERD. Deci SUIERD înseamnă Strategia Uniunii Europene pentru dezvoltarea regiunii Dunăre. Proiect care va demara începând cu anul 2014. Sunt alături de aceste inițiative, atât cât pot eu din poziția mea de deputat să sprijin, să fac lobby pentru susținerea proiectelor, pentru prezentarea proiectelor către comunitate și pentru interesul comunității de sprijinire a acestor proiecte. Este nevoie ca și Giurgiu să iasă din zona defavorizată, este nevoie de sprijinul și acțiunea unitară a tuturor reprezentanților orașului și județului Giurgiu, bineînțeles și al dumneavoastră, al reprezentanților pentru administrarea porturilor dunărene, și bineînțeles că atât cât pot și prin cât îmi permite mie legea, voi fi alături de proiectul ăsta și de toate proiectele pentru dezvoltarea zonei noastre.